Astăzi toate florile din lume pentru o singură femeie. Toate cuvintele frumoase pentru o singură femeie. Astăzi toți, pentru ea, pentru mama, bunica și soția. Doamna Tatiana, la mulți ani! Una deosebită, una care împlinește astăzi 50 de ani. Ea trebuie sărutată, ea trebuie îmbrățișată, frumos iubit, iată așa, frumos, așa! Primul te iubesc este despre mama. Primul iartă-mă, îl spui mama. Primul scuză-mă, tot la mama vine. Primele greșeli le vede mama. Prima îmbrățișare și scuze vine de la mama. Mama este cea care stă la pat atunci când doare. Mama este cea care îmbrățișează atunci când nimeni nu cere. Mama te așteaptă acasă. Mama este cea care zâmbește atunci când vrea să plângă. Mama este femeia care muncește și niciodată nu se oprește. Mama este femeia puternică. Mama este femeia fidelă. Mama este femeia devotată. Atunci când crești, nu înțelegi pe mama, fiindcă încă nu ai experiență, până nu greșești și până lumea nu începe să te trădeze. Când încep primele lovituri ale vieții, vrei un singur lucru. Vrei să ajungi lângă mama, să te aranjezi lângă patul ei, să te gemuiești când erai micuță. Și mama să te îmbrățișeze, să te sărute și tu înțelegi că totul este bine când mama este bine. Atunci când mămica împlinește o vârstă, este o sărbătoare. Însă astăzi dimineață, fetița dumneavoastră îmi spunea așa: când este mirosul de portocale, simt că vine ziua mamei mele. Când simt bradul în casă, simt că vine ziua mamei mele. Cea mai puternică, cea mai minunată, cea mai frumoasă, cea mai luptătoare femeie pe care am cunoscut-o vreodată. Astăzi, mamă, vreau să-mi cer iertare pentru toate lucrurile pe care eu le-am făcut, nevrând să te rănesc. Îți mulțumesc, mămică, pentru tot. Pentru faptul că m-ai primit în casa ta atunci când nimeni nu mă primea. Atunci când aveam nevoie de tine, tu ai fost una dintre puținele care mi-ai răspuns și mi-ai deschis ușa. Când lumea lovea în mine, mamă, tu mă îmbrățișai și mă sărutai. Astăzi, mămică, sunt o femeie fericită. Am înțeles ce înseamnă dragoste. Am înțeles ce înseamnă a fi iubită. Am înțeles ce înseamnă a fi cea care este așteptată. Astăzi, mamă, vreau un pic să-mi aduc aminte cum eram eu micuță și să realizez visele pe care eu le-am avut. Am visat toată viața să dăruiesc cel mai frumos buchet de flori pentru cea mai frumoasă soție și cea mai frumoasă mamă. Astăzi, de departe, cu dragoste, cu emoție și iubire în suflet, îți zic: mamă, iartă-mă, mamă, te iubesc și mamă, la mulți ani. Eu nu am dreptul să spun numele ei, fiindcă cel mai frumos este prin vocea mamei sale. Cum se numește fetița mică? Mămica deja, soție, dar rămâne a voastră fetiță micuță. Am înțeles că tot e de la o micuță. E la o micuță, e adevărat. Haideți să aplaudăm pe urmă. Micuța mai este și un bărbat care m-a rugat să transmit un mesaj vouă. Mulțumesc că mi-ați crescut o soție. Mulțumesc că mi-ați dat o educată, minunată, gospodină. Ea este realizarea visurilor mele de bărbat. Astăzi vă spun mulțumesc pentru că ați purtat-o în pântecul vostru și i-ați dat viață. Buchetul acesta vine și din partea lui Mugurel. Iar printre cei care se iubesc, mereu există și rezultate frumoase. Aceștia sunt nepoții voștri și la vârsta de 50 de ani puteți să vă lăudați că sunteți o prietenă minunată, o femeie devotată, o soție superbă, dar pe lângă toate, sunteți mama cele mai minunate fetițe. Mama soacră, nu-mi permit să zic, dar mama lui Mugurel deja și bunica a trei nepoți. Hai să-ți spuneți numele lor. Nepoță e Daniel. Așa. Și fetița noastră. Fetiță. O nepoțică foarte frumușică, drăguță, ca o poveste. Amalia Maria, Amalia, da.
m-a rugat Mugurel să rog ca acest buchet de flori, care va aparține deja, să fie oferit de bărbatul care astăzi este alături de voi, de tatăl minunat a Olgei, și el va fi demn să dea buchetul acesta de trandafiri. Conține 51 pentru fiecare an pe care l-ați trecut pe acest pământ, cu unul mai mult. Știți de ce? Pentru ca să înțelegeți că în viitor urmează lucruri și mai bune, de fiecare dată. Știm că sunteți o gospodină minunată, dar pe lângă toate, cei trei nepoți ai voștri au poziționat aici dragostea pentru bunică, au dat fiecare firicel de sentiment și vă ofer astăzi șansa să simțiți ce înseamnă să-ți iubești bunica. Astăzi acest desert vine pentru voi. У нас есть песня, и песня звучит так. Мама мя икона свента. Фиекарь мама, атунчика наште у фетица, ян зима, кари я се наште, ян джанкязам, фаца лу Думнезеу, широака. Дэ, Доамне, фетеи мели, норок. Дэ, Доамне, се да пестру бърбат, кари се опречесе. Дэй, Доамне, копии санатоши. Ши нумай мама се роага аша. Никто другой так не говорит с Богом, как говорит мама. Și mama este cea care plânge atunci când tu deja ești mare, când ai casa ta, când ai copiii tăi, când ai oamenii tăi. Ea tot vorbește cu Dumnezeu, ea în fiecare zi vorbește, dar noi știm că mama rămâne icoană, dar are nevoie și un loc în care ea să se regăsească. Din acest motiv, avem aici pe cel care o să vă dăruiască nu doar liniștea, dar și sănătatea. Este o icoană din partea fetiței voastre, pentru voi, din partea familiei, pentru voi. Și eu aș vrea mult de tot icoana aceasta să vă aducă numai pace și liniște. Dragoste, adevărat. Fiecare om care o să intre în casa voastră să primească așa un piculeț din picăturile voastre de dragoste. Bine? Să vă fie de bine, da, aplauză! А прошлый раз Расту еще был маленький, честно. Не тоже? Да. Потому что тебе в декабре сколько исполнилось? 22. 22. Уже надо подходить с серьезностью к аселектау фата фримасу. Дар пентру аста есть невое де мут кураж и мут инкредере ин тине. Де партия Олга еще абсолютно это мугурел. Pentru tine. Cu prietenii tăi sau cu prietenii familiei, ok? Da, să te îmbrățișez la 22 ani. Prea mult iată, am urmat. Это шампанское для всех. Сейчас мы нальем. Но эти шарики, они сговорились с вашим паспортом? Да, они сговорились. Они тоже врут, это не про вас. Я бы поменяла местами, поставила двоечку или единичку. Вверх на... Девочки, вы шикарные! Вы шикарны, смотрите! Это прям про вас, нет? Я уже повернула, а вы почему не повернули губки ее? Амар! Вот так! Нам и тянь, Драджилор, надо как-то здесь перевязать, но вы с этим справитесь, нет? Мы поставили здесь фрукты, это от Амелии, потому что когда она будет... Так, la fel ca și pentru fica voastră, când ea simțea mirosul de clementine, era mirosul mamei și a zilei ei de naștere. Я все подарки уже дала. Я хочу сейчас позвонить Олечке. Да. Очень много эмоций, но я бы... Чир деловой он лук. Мой русский ником си ником са. Я его пробую. Vreau să vă rog, înainte ca să o sunăm pe Olga, dați-i un brățișare omagiatei noastre, fiecare dintre voi. Так, девочки! Девочки, как подошли? Обнимаемся! Driving with the windows down. Look at the sun is
a single cloud. I feel the wind in my hair, feel it on my skin. Oh, I just wanna breathe you in. Your kisses taste like lemon gin. It's just you and I, sunshine on our mind. Mulțumesc! Mulțumesc, Gigi! Apreciate! 75, ne ajunge! Da, numai decât trebuie de găsit o miasă și pe urmă nepoțesc fiind la Roma. Găsească Roma. Roma, vin aici! Iubitoare! Mulțumesc foarte mult! Și asemeni, să fie asemănătoare lui Olguța, lui Soriu Sorioara, așa să fie, așa e Mugurel! Așa trebuie să dorească, așa să ți-i dorească Roma trebuie, așa? Vă mulțumesc foarte mult de așa minunate flori! Sincer să vă spun, am avut foarte multe emoții și emoții și dragoste către fică, și dragoste către vinere, către Mugurel, către Olga. Mult emoții de bucurie și cam o leac pe lacrimi pe obraz, dar de bucurie. Am așteptat ceva, dar așa ceva n-am așteptat, să vă spun sincer. Și de la nepoțăie tot așa, vă mulțumesc și lor, că tot ne-a făcut cadou. Pictura care e pe tortă de la nepoț, uh-huh, și e foarte frumoasă, dar el e foarte greu. Și florile am primit azi așa un cadou de la tata, cu 15 roze. 5 roze, tu și ala, deși e foarte frumos, ce nu vreau să fotografiez, nu știu. 5 roze albe și 10 roșii, frumoase, așa de lungi, olandeză, că așa este. Nu m-am așteptat așa ceva, dar... Mai scurt, avem două buchete foarte mari, dar este cel mai mare. Mulțumesc foarte mult! Da. Mulțumesc, talentul meu, că mi-ai dat o educație foarte bună, m-ai învățat să fiu opus pe mine. Deci îți mulțumesc din toată inima și la 50 de ani viața... De-aia începe! Doar începe!